Compartimentul de neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean Zalău a fost dotat recent cu un microscop chirurgical de ultimă generație, prin intermediul căruia pot fi realizate operații craniene complexe. Investiția în valoare de peste 1,5 milioane de lei a fost asigurată de la bugetul de stat cu cofinanțare de la Consiliul Județean. După investițiile din luna august, prin care cea mai mare unitate spitalicească din județ a fost dotată cu o serie de echipamente medicale de ultimă generație, recent, la spitalul de urgență, a fost achiziționat un nou aparat de ultimă generație. Este vorba despre un microscop chirurgical în valoare de peste 1,5 milioane de lei, pus la dispoziția pacienților compartimentului de neurochirurgie. Investiția a fost asigurată de la bugetul de stat cu cofinanțare de la Consiliul Județean Sălaj, au precizat reprezentanții administrației județene. Microscopul are capacitatea tehnică de a susține intervenții chirurgicale în cazul unor anevrisme intracraniene, tumori intracerebrale, malformații arteriovenoase cerebrale, precum și orice patologie de coloană spinală, dar și patologii complexe de tip tumoral și vascular. 5 astfel de intervenții realizându-se cu succes în ultimele 3 săptămâni în Spitalul Județean. Potrivit sursei citate, echipamentul medical oferă claritate și precizie actului medical, dar și siguranța intervenției chirurgicale alături de un timp mai redus al acesteia, aspect ce contribuie și la reducerea numărului de zile de recuperare post-intervenție chirurgicală pentru pacient. Secția a mai fost dotată începând cu luna august cu echipamente medicale de ultimă generație, precum sistem RX mobil, imagistică 3D, microscop operator modern oftalmologie, iar din 2018 cu o masă de operație pentru neurochirurgie. Cu un număr de 5 paturi, un medic primar neurochirurg și personalul de îngrijire asigurat în contextul secției de chirurgie generală, structură organizatorică căreia îi aparține, compartimentul de neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău a numărat în primele 10 luni ale anului 2019 152 de pacienți în spitalizare continuă și 50 spitalizări de zi. În perioada amintită au fost efectuate 67 de intervenții chirurgicale, aproximativ jumătate dintre acestea fiind hernii de disc, urmate de evacuări hematom intracranian, excizii ale unor tumori cerebrale ori decompresii ale măduvei spinării, compartimentul asigurând de altfel o specialitate chirurgicală unică la nivelul sistemului medical public din județ, au mai arătat oficialii Consiliului Județean.